Președintele Consiliului Județean Caraș-Severin Romeo Dunca și managerul Spitalului Județean de Urgență Reșița Mircea Laza au prezentat noul RMN de ultimă generație care este funcțional în cadrul principalului spital din județ. Potrivit managerului Mircea Laza, prin parteneriatul cu o clinică privată, pacienții Spitalului Județean de Urgență Reșița și nu numai vor beneficia de investigații imagistice complexe cu înjumătățirea timpului de expunere necesar pentru intervențiile de urgență, rezultatul putând fi dat în termen de 15 minute. Pentru cetățenii județului care erau nevoiți până acum să facă drumuri dese la Timișoara sau în alte părți, acest aparat de ultimă generație este foarte important. Este un aparat nou și astfel pacienții județului nostru vor beneficia de servicii medicale moderne și performante, declară președintele Romeo Dunca. Clinica privată care a suportat costul aparatului va asigura mentenanța acestuia și plata personalului, pacienții beneficiind, după semnarea contractului cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Caraș-Severin, de investigații în baza biletului de trimitere, atât pe secție cât și în regim de ambulatoriu.